Probabil va veni și domnul Becali la bază, așa cum a povestit aici la noi la emisiune. Probabil mâine va veni, va trece pe la bază. Nu știu. Așa a spus, el a spus, nu e... Dacă a spus, înseamnă că o să treacă. Acum nu mai știu dacă a trecut sau va trece. N-a trecut încă, dar e posibil mâine. Mai puțin ne interesează pe noi suporterii dacă trece. Important e dacă trece, să treacă și cu o gentuță pe acolo. A zis că gentuța, totul până la bani. L-a întrebat Horia, totul până la bani. Nu știți că el mai vorbește, mai spune că nu și după aia buf. Așa e. Îi mobilizează și dacă le face o propunere de 3.000 de euro de jucători, va fi bârnă e duminica. Va fi buf după 3.000 de euro. Păi, normal, cine nu ar da să muncească pentru 150 de milioane, nu? În două ore. Da, corect. Spuneai de fani, câți fani așteptăm în tribune să vedem la acest derby? Până în momentul ăsta, cred că depășim 27.000. Probabil că se vor duce undeva la 35.000 cu sâmbătă, duminică. Da, posibil. Da, foarte multe bilete se vor vinde și în ziua meciului. Din ce am văzut eu, s-a deschis finelul 2 și 3. Da. Și sperăm să vină cât mai multă lume, să fie stadionul plin. Ești de acord și tu, Gigi, că dacă FCSB-ul bate duminică, e cam gata? 90%? Nu. Haideți să stăm cu picioarele pe pământ. Până nu ești campion matematic, noi trebuie să ne mobilizăm, jucătorii trebuie să înțeleagă că fotbalul se joacă pe goluri și Doamne ferește. Atunci mai bine e să fim mobilizați pentru joc și să fim atenți. Dacă ai bătut Craiova, după aia poți să te joci cu schema asta. X afară, câștigi acasă. Și atunci poți să spui că în ultimele trei etape ești campion. X afară, X la Cluj, câștigi cu Rapid. Asta este. Și atunci matematic poți deveni campion. Apropo, bate și voi Rapid odată totuși? E greu. Sperăm și noi, sperăm. Ce să facem? Asta este. Au fost mai buni, dar poate pentru noi a fost mai bine că am luat bătaie, că, uite, i-a turtit farul și s-au crezut... I-a turtit și Craiova. Da, s-au crezut mari și era apa mică. Dar nu trebuie să ne intereseze ce fac alții, ce fac adversarii noștri, pe noi trebuie să ne intereseze ce facem noi și să fim concentrați pe rezultatele noastre, nu pe rezultatele celorlalte echipe, pentru că din momentul ăsta, dacă ai bătut Bas Craiova, trebuie să te concentrezi pe rezultatele tale, nici de cum pe rezultatele adversarilor. Pentru că ești la o diferență foarte mare de 10 puncte și dacă Rapidul cu Clujul face X, atunci te duci la 12 puncte față de cele două și la 10 de Craiova. Da. Și atunci poți să te concentrezi și să fii foarte atent la jucurile pe care le mai avem, să scoatem un rezultat de egalitate în deplasare, de ce nu și o victorie, și acasă victorii fără discuții. Și atunci putem spune că sunt campioni. Dar până atunci haideți să rămânem cu picioarele pe pământ. Se poate ajunge și la scenariul pe care Gigi Becali și l-a dorit întotdeauna, campion matematic înainte de Paște. Posibil și lucrul ăsta, dar mai bine să fim încrezătorii noi și să fim noi campioni când știm că avem rezultatele perfecte și clasamentul spune adevărul. Tu ai mai fost pe la bază și vorbeam și cu Andrei Vochin. Există măcar un minim de relaxare din partea jucătorilor? Cum ai simțit? Nu. Ieri am fost la bază, am văzut băieții și nu există momente de relaxare. Important este că și ei sunt mobilizați pe campionat și toate rezultatele greșite ale adversarilor, e normal ca pe ei să îi întărească și să le dea încredere ca meciul următor să câștige. Și atunci putem vorbi de campion. Da, Robert. Ce să ai ceva să-i mai transmiți lui Gigi? Că lui Bănele a transmis când a început emisiunea. Vorbește ca un lider, vorbește. Gigi, când a început emisiunea, Robert i-a spus lui Bănel: te felicit, FCSB e campionă. Nu neapărat trebuie să... Că știți bine
ce a pățit și Farul anul trecut. Aduceți-vă aminte că au fost o distanță de puncte, cred că dacă nu mă înșel, de vreo 13-14 puncte. Și ați văzut că eram cât paci să luăm campionatul. Dacă câștigam la Constanța, te mobilizai altfel cu Rapidul acasă, când ne-au bătut atunci cu 4-1 sau cât a pus atunci. Era altceva. Dar nu trebuie să dormim cu capul liniștit pe pernă, trebuie să ne așezăm cu picioarele pe pământ și să fim concentrați pe jocurile care urmează. Amu, Gigi, ce naiba, 10 puncte, 7 puncte, ce, joacă între ele, cum ai spus și tu, e greu. Eu am de și rog, spus... Fotbalul e pe goluri și știi bine că ai fost fotbalist și știi bine ce se poate întâmpla într-un joc, o sclipire, o greșeală... Gigi, se poate întâmpla într-un joc, dar nu să poate din 7-8 meciuri să întâmple în 3? Ce naiba? Da. Păi, da. Se poate întâmpla odată, să mai întâmplă odată și alea mai joacă între ele, să mai încurcă. Pentru voi, meciul de la Constanța a fost foarte important. Eu am spus-o și atunci, după meciul ăla, 99% titlul e spre Ghencea. Și eu am spus și la Horia de emisiune în urmă cu vreo 3 săptămâni, că dacă batem acasă pe Sepsi, bați la Constanța și bați acasă pe Craiova, un 80% suntem campioni. Păi. Asta am spus-o și eu. Dar știți cum e. Haideți să stăm cu picioarele pe pământ, că e mai bine. Da, vedem ce se va întâmpla. Va fi un weekend în care vom mai primi niște răspunsuri. O să vedem ce fel de răspunsuri. Mâine Rapid cu CFR Cluj, iar duminică FCSB cu Universitatea Craiova. Mulțumim mult de tot, Gigi.